seara, dragi prieteni. Deja e 8, cât e ceasul, David. Trebuie să spunem bună seara. Prieteni, bine v-am regăsit. Din nou, prieteni, la un vlog. Avem și noi un pepene aici. Adică avem mai mult pepene, 7-8. Dar nu știu dacă coapte așa bine. Nu o scoapte. A prins unul de la tăbulin. Bostanul. Să mai fi făină. Aoleu, nu mai pot, prieteni, că am început cu pepenele. Deci intră lumea și îmi comentează, prieteni. Ia uitați ce față am. Că sunt o mincinoasă. Deci nu mai am nici voce bună. Că... Dar să tăi de prima dată pepenele la copil. Și după vă explic. Așa că l-am și pe Dorin aici cu mine. Sarina a venit, Leuțu a trezit-o și l-a luat-o cu el la el acasă. Salut și tu, prietenule! Vrei? Hai, salut și tu pe prietenul tău, în tranzit. Ia. Ten, salut! El nu îl lasă să mânci acolo. Da, prieteni, am spus că revin eu. E bună, David? Are gust. Deci, prieteni, eu sunt răcită. Cred că de săptămână de zile. De aceea n-am mai putut să mai filmez. Nici acum nu mă simt bine. Să vă spun de ce oare, de ce. Nu știu, s-a auzit că la noi în oraș este un virus de ăsta, dar sincer nu știu de unde, na, din aer. Deci nu-mi curge nasul, nu nimica, doar mă ia așa cu călduri, ca un fel de... N-am putere în mine și amețită. Ce e? Ei, David nu prea ia dulce. Nu prea e dulce. Dar merge de sete. Și nici nu mai pot să mănânc. Azi am băut o cană de lapte. Da. Și aia e, prieteni. Voi că nu vă simțiți bine și sunteți răciți. Intrați cu fața așa, uite că tot am intrat, că nu mai suport. Deci de ce întotdeauna aruncați cu petre în mine? De ce oare? Spuneți-mi greșelile. Și dezabonați-vă. Nu acum că mă fac eu, mă faceți că am sincer în toate alea. Uite, e și copilul de față. În toate alea. Dar sincer, nici eu nu știu de ce. Vedeți ce mic am? Că nu mă simt bine. Nu știu ce oare aveți. Nu știu ce oare, dar... Nu sunt abonații mei, ăștia care comentează așa iurea. Nu sunt ei. Da. Sincer, nu sunt abonații mei. Nu știu ce să mai spun, ce să vă povestesc.
Ion este acasă, prieten, la câta mia oară să vă mai spun. Prietenii cei răutăcioși, că prietenii mei buni am văzut că cred. Da. Dar cine crede, crede, cine nu crede, este treaba lor. Nu mai merge nici limba bine. Dar vin să-ți desfac semințele. Ce nu-ți place, Lubenița? Nu-ți place? Da. A, nu-i bună. Că nu-i dulce. Acum cine vrea să se uite la filmulețele mele, să se uite? Cine are plăcerea, cine nu? O să, nu știu, dacă îmi revin, o să încep și o să postez, că na. Tot binele meu este, nu e binele la nimeni. Dar sunt și oameni care mă apreciază și așteaptă. Dar eu nu este acasă, prieteni. Știți că nu-i... Deci v-a scris și oamenii, unii oameni, când am pus, eu n-a venit acasă și acel loc cunoaște. El era chiar în partea aceasta. Dar știți că el nu se bagă în vloguri. Ce mă faceți mincinoasă? Și că nu spun adevăr. Ce adevăr să spun? Care adevăr? Ce naiba că sunt acasă? Care adevăr? Doamne. Nu e așa, mami? Te arăși pe tine la prieteni un pic? Hai un pic. Dar un pic. Hai, mă. Ia, uitați-vă pe Davidel meu. Nu mă voi, mă. Gata. Nu-i place. Dacă nu-i place, nu pot să-l oblig. Și să-l enervez. Da. Eu stăm afară, la răcoare. Am fost cu Davideu de și-a luat apă, nu? N-am mai băi suc. O, nu-i bun suc, ai văzut? Mai bei suc? Nu mai bei apă. Da? Zi-mi tare. E mai bună apă? No. Da. Până când, până diseară, când vine taică-ta. Deci că așa, prieteni, vă rog frumos, nu mai... Oameni buni, nici nu știu cum să vă mai zic. Sau să înțelegeți. Și cum să vă mai explic, nici nu mai știu cum. Pentru că eu nu este acasă, aleargă și el ca orice om zi de zi. Așa că vă rog frumos, nu mai... Și când o să vrea el să se bagă, să-l filmez, am să-l pun cu mare plăcere, dacă vrea. Ați văzut că David seamănă cu el, deci nu prea un pic să se arate el. Sincer că nici mie nu-mi plăcea mai de mult, dar acum, da. Zic că mai iau un ban, una alta. Și păcat și de canal. Să-l lasă să duc așa iurea de risipă. Chiar cum mai am telefonul ăsta așa, bun, e bun. Dar sincer nu știu cum se aude. Și Sarina nu mai lasă deloc din mâini. David, să mergem să închidem găinile. Ui, mergi cu mami? Da. Mă ajuți? Da, e. Hai să mai uităm și noi florile.
Udăm florile și noi. Mă ajuți? Nu mă ajută, dar din toate. Doamna Cristina, îmi pare rău că pleca seara, dar o să o filmez mâine. Și la fată ea este doar să filmează și mi-a spus acel, mami, filmă-te, de ce nu mai filmez? Păi dacă nu pot, uite, n-am. Da, prietene, așa vorbește lumea, dar nu mai bag în seamă. Ce să mai spun? Gura lui și nostru nu se duce pământul. Vorba aia. A, ce aer frumos și curat. Deci, prietene, un soare a fost astăzi. O caniculă de numă. David stă numai cu ventilatorul ăla în bot ca să răcească și el. Mi-e frică acum de copii că e o răceală. Dar nu e o răceală, nu tușesc, nu nimic, doar amețită și n-am putere în mine atât. Amețită. Da. Prea puțin mă dor așa mâinile, picioarele, prea puțin. Asta este, prieten. Vrei și tu semințe, David? Aia. Vrei să strig mici, să mănânci? Mici, vrei să-ți fac? Se pune? Da. Da? Bine, hai că încheiem vlogul și... și să fac mici, da? Dar cu căldura asta ce să mai mănâncă și copiii? I-am făcut niște pulpe de pui cu cartoși. A luat și Maria pe Sarina pentru că a văzut că nu mai pot să mă țin după ea. Sara țopă, ei vrea de toate. Și un copil nu înțelege că nu te simți bine. Deci ce să vă mai spun, prieteni? Să vedem cum ne simțim bine și... începem să filmăm, prieteni. Pa, pa și la revedere! Când David, tu, mai tare. Da. Pa, prieteni. Noapte bună. Pa, prieteni. La revedere.